Poete și se făcuse 70. Așa este. 70 bătuți pe mughe. De fapt, azi dimineața la ora 4 veneam pe lume și acum deci am câteva ore de când am venit. Acum 70 de ani, vreau să spun. Cum este cifra asta? Te sperie? Te încântă? Îți trezește gânduri, eu știu, curioase? Nu. Din punctul meu de vedere, e o vârstă obișnuită. Pentru că, zic eu, la ora aceasta, a avea 70 de ani nu înseamnă că ți-ai trăit viața. Mai există încă posibilități, mai există încă șanse de a fi mai departe, de a exista în conștiința oamenilor și de aceea mi-am propus să lupt, să depășesc și pragul de 8, dacă cel de sus va avea bunăvoință cu mine. Să dea Dumnezeu să te audă și să te ajute. E și o, cum să spun așa, o etapă de bilanț. Te-ai gândit la un bilanț ce înseamnă viața până la această dată? Așa am mai făcut eu niște bilanțuri, dar socotesc la momentul acesta că nu am încheiat ca să pot face bilanțul final. Mai am de spus și prin urmare voi spune. Ai început cu poezia sau ai avut primele tresăriri de condeier, de scriitor în alt domeniu? Nu. Primele mele gânduri au fost în versuri, de fapt, probabil și din cauza că erau și niște jocuri ale copilăriei și niște cântece ale copilăriei și mai ales că citeam foarte multe poezii în copilăria mea și cei de acasă mă puneau să recit. Știam la momentul acela, la vârsta foarte fragedă, aproape în întregime în Luceafarul, știam Peneș Curcanu, știam poezii de Coșbuc, de Alexandrii, deci nu era o problemă. Eram deja în mijlocul poeziei pentru că tatăl meu fiind învățător, iar mama fiind casnică, dar știind ce trebuie să facă, m-au ajutat ca și surorile și frații mei mai mari, eu fiind cel mai mic din acea familie. Cine ți-a descoperit totuși acest talent, această înclinație spre literatură, spre poezie? Spre surprinderea dumneavoastră și a celor care vor asculta sau vor vedea acest interviu, m-am autodescoperit. Pentru că acasă, e adevărat, nu scriam pe foi de hârtie cât eram mic aceste poezii. Când am ajuns în liceu, am făcut poezii, le-am dat la revista școlii, care era la acea vreme dactilografiată, în număr de vreo 10-15 exemplare, atât se putea face la vremea aceea. Și din momentul în care am început să scriu, mâna și mintea și inima și-a dat drumul. Ca tare, descoperitor, n-aș putea spune că a fost domnul Podoleanu, ci faptul că a dat un impuls, deci profesorul de la liceu, a dat un impuls
acestei manifestări. Era în sânge pentru că tatăl meu a fost unul din povestitorii, din scriitorii. El scria și versuri și povestiri și romane. N-a publicat, n-a apucat să publice niciodată la vremea aceea. N-avea mașină dactilografiat, nu-i lua nimeni să-i citească manuscrisele până la capăt și, prin urmare, au rămas acolo într-un raft și s-au pierdut. Mai am din scrisul lui două cărțulii legate de el, făcute, dar le-am recitit și ar fi greu să umblu prin ele, pentru că nu mi-aș permite să umblu prin cuvintele și gândurile tatălui meu. Acesta este și faptul că n-am publicat din ce a scris el. N-ai publicat nici ce a scris el, dar n-ai publicat nici ce ai scris o anumită perioadă de timp, pentru că de la debutul în revista Liceului din Comănești și până la debutul editorial a trecut o vreme destul de consistentă, să zic așa. Am mai fost pe la niște întâlniri ale Cenaclului la Bacău, dacă amintești despre... Era Gavrilovici, Iorga, erau acolo la Cenaclu și am citit acolo vreo două ori am fost, n-am fost de mai multe ori. O poezioară mi s-a publicat acolo, care are și metafora aceea cu Maciu spânzurați de zori, în revista Ateneu, dar n-am mai încercat, pentru că vremurile erau așa cum erau și distanța de la Palanca până la Bacău era imensă și trebuia să pierd o zi întreagă și încă a doua zi până să se termine manifestarea. Apoi n-am mai publicat pentru că trebuia să îndrum și mi-am făcut meseria aceea de profesor în primul rând. Iar pe mine, chiar dacă scriam în subsidiar și aveam caiete întregi, nu le-am publicat, le-am lăsat acolo cu gândul că le voi publica. Și la momentul de față, chiar public din acele gânduri de altă dată. Așa a fost și Bătrânul Mag, pe care l-ați citit în primul meu volum. Poezia aceea a fost scrisă în 1976. Da. E un timp de atunci. E un timp, da. Deci a fost adunat, deci până în 2009 era timp, deci un timp foarte lung a trecut până a apărut într-o carte. Asta e. Însă ați înlesnit apariția altor muguri literari, să zic așa, elevii care ați avut la Cenaclul Mugurii din Comănești și nu au fost deloc puțin, după știința mea sunt deja vreo 20 care au debutat cu volume și unii dintre ei chiar au confirmat publicând și alte cărți. Spuneți-ne câteva lucruri despre Cenaclul pe care l-ați coordonat vreme de decenii. Nu eram pe un teren al nimănui, pentru că mai condusesem în tinerețe, vremea liceului, apoi am participat la activitățile Cenaclului Labiș, la care și dumneavoastră ați participat de mai multe ori ca invitați. A fost acolo și unul dintre scriitori și poeții bacăoani. Experiența era. Omul care să... Eu de obicei mă implic în ceea ce fac, pun suflet și pe lângă cunoștințele mele, sufletul este important. De aceea am zis că pot conduce, pot coordona un cerc de copii, un cenacl de copii, ceea ce am și făcut. La început mai timid, pentru că eram un ilustru necunoscut în constelația atâtor cenacluri literare care existau la vremea aceea în casele pionerilor, dar chiar și la alte nivele. Apoi am făcut drum, încetul cu încetul, și am ajuns în 2009 la pensionare, la 32 de ani, sau 33 de ani, mă rog, are importanță, oricum peste 3 decenii, de condus activitatea copiilor, timp în care au fost publicați copii, au fost în reviste, în ziare, în volume proprii. Acum, problema este
alta. Acești copii pe care i-am publicat, la vremea respectivă i-am considerat niște muguri. Deci e schemat cenaclul mugurii. Adică ceva incipient. Puteau să rodească, să facă un rod deosebit sau puteau să rămână numai la stadiul acela de mugur. Probabil că unii au scris, vor mai continua să scrie. Unii sunt plecați din țară, s-au dus la alte locuri unde probabil că le e mai bine, din punct de vedere financiar, eu știu, sau alte motivații. Alții au rămas aici, s-au plafonat la ceea ce au făcut. Dar asta nu e nimic. Mulți chemați, puțini aleși, așa cum spune cuvântul Domnului. Important este că au deprins bine limba română și că măcar au rămas cu această dragoste față de litera tipărită și față de poezie, în primul rând, pentru că majoritatea celor care au evoluat și au trecut prin cenaclu, au scris și scriu unii dintre ei în continuare poezie. Această poezie a fost recunoscută pe plan național și internațional, ați obținut aproape 3.000 de premii în cei 30 de ani de activitate de îndrumare, de meșteșugire la această corvoadă, să zic așa, a literaturii. Astăzi mi se pare că activitatea s-a cam limitat sau, dacă nu, a chiar dispărut de la casa, de la clubul elevilor. Cum vedeți? E o limitare. A venit o domnișoară, absolventă de filologie, evident, dar pentru a conduce un cenaclu trebuie să fie totuși o chemare lăuntrică, să te pricepi, măcar cât de puțin la ceea ce se cheamă literatura scrisă, adică compunerea, cu alte cuvinte, să ai noțiuni de compoziție foarte bine, foarte strict limitate sau delimitate, cu alte cuvinte. Și domnișoara face ceea ce știe, ceea ce a învățat, nu reproșez cu nimic, e bine că se face, cât se face, se axează pe teatru, de exemplu, la ora actuală, adică pe teatru, pe scenete mai mici, pe, eu știu, sketch-uri, pe alte genuri dramatice pe care le pune în scenă, ceea ce este foarte bine. Și acolo tot învățarea limbii române este punctul forte al activității. Dacă va face și creații în viitor, asta rămâne de văzut. Unii din copii mai scriu, deci cei care i-am avut eu, dar probabil că vor fi din ce în ce mai puțin, iar la nivelul localității intenționez cât de curând să deschid un cenaclu cu două secțiuni, o secțiune de adulți, cu elevii de liceu și adulți și o secțiune de copii din clasele 4-8, dar un număr restrâns cu o condiție esențială să nu fie membri a vreunui cerc literar de la nivelul orașului sau din alt oraș. Pentru că n-aș vrea să dublez activitatea. Asta este ceea ce voi face de acum încolo. Deja am planificat aceasta cu biblioteca, primăria locală cunoaște și este de acord și, prin urmare, vom acționa cu o activitate lunară sau de două ori pe lună, depinde cum se vor strânge cei care vor să participe. Pentru ucenicii dumneavoastră ați fost un maestru, dar cum să spune așa, la un moment dat, apărându-le volumele ucenicilor, maestru a fost oarecum în umbră. De ce ați amânat atât de mult debutul editorial? Pentru că trebuia întâi să-mi fac meseria mea de dascăl. Aceea a fost prima opțiune și pe aceea am făcut-o. Hobby, adică ceea ce fac acum, scrisul, am l-am lăsat pe planul al doilea, deși puteam oricând să alcătuiesc versuri, pentru că în momentul când intram în contact cu copiii, le cream atmosfera și le făceam, bineînțeles,
improvizații, de versuri, de începuturi de proză și așa mai departe, să-i introduc în atmosferă. Și în acel moment ei se apucau de scris. Chiar dacă foloseau unele cuvinte și expresii de ale mele, nu mă supăram, pentru că asta era locul și rolul meu acolo. De asta n-am scris. Acum? De asta n-ați publicat, că de scris a scris. Da, n-am publicat, da, aveți dreptate. Dar acum, libertatea aceasta mi-am luat-o pentru că trebuie să mai ocup și de sufletul meu. Și acesta de acum primează. Iată că ați ajuns la a cincea carte de poezie, Straja cuvintelor, lansată chiar astăzi. De ce Straja cuvintelor și nu Ultima sentinelă, cum găsim pe Cotor? De ce Straja cuvintelor? Dintr-un motiv personal l-am și scris acolo. Mă rog, n-am vrut să fie această carte ultima carte, ci să străjuiesc mai departe cuvintele, așa cum am făcut-o totdeauna, și acum și în viitor. Iar ultima sentinelă să stea acolo ca să vegheze și să-mi aducă aminte de ultima sentinelă. Sigur că nu va fi ultima carte, mai ales că ați și anunțat câteva dintre ele, dar cum nu toți telespectatorii noștri vor avea șansa să intre în posesia volumului, v-aș ruga să le și amintiți. Am câteva volume de versuri, cu versurile care sunt scrise până în momentul de față, încă vreo 3 cărți. Unele dintre ele sunt verificate, pentru că le-am publicat în revistele la care public eu online sau pe Facebook, unde mă citesc mai toți cei care au fost prezenți în seara aceasta. Deci acestea sunt cele 3 volume de poezii, între care un volum l-aș intitula Amalgam, zicem, mă rog, cam pretențios, în care vorbesc despre un oraș, despre alte lucruri, vreo 3 capitole în el, în volumul acela, cu 3 tipuri de poezii diferite, vreau să spun, nu toate la fel. Un alt volum care s-ar chema Iubirea iernii și care este gata. Un volum de fabule și de proză umoristică care este aproape gata. Un volum de legende românești versificate, 5 legende la care trebuie să le facă cineva desenele, pentru că aș vrea să fie totuși ilustrate și ca cel cititor să aibă posibilitatea. Sunt niște legende, unele mai cu ton mai vesel, altele sunt respectând legenda sau legendele pe care am făcut eu acele versuri. Pentru că le-am studiat, am citit, m-am interesat și din mai multe legende locale sau, mă rog, zonale sau din întreaga țară, eu am alcătuit o singură poezie. Iar prima legendă și cea mai circulată dintre toate, care circulă pe toate meridianele României, este povestea de Dragobete. Când am publicat-o, de atunci o citesc pe la serbările școlare, m-am citit pe internet, eu nu mai știu pe unde, că la un moment dat am săturat de a căuta prin ce locuri mai este publicată și pe unde mai este scrisă. Așa a fost, de fapt, publicată, așa, și în reviste, și în ziare sau reviste online și altfel. Mai am în plan acel volum de povești sau povestiri. Nu știu cum să le intitulez, pentru că, normal, pornesc de la niște nume topice din zonă, după care eu creez o poveste în jurul acelor nume. Așa este povestea Leorda, Leura și Urmănaș, la 2 denumiri topice din zonă. E vorba de Leorda și de Părâul Urmeniș, pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Apoi Tarnița, legenda Tarnița, povestea Tarniței,
la un lac care există între Zmoinești și Comănești și în multe alte locații din orașul Comănești, dar și din zonă, cum ar fi Nemira, Lapoș și Cărunta. Cărunta. Trei vârfuri așa din zona aceasta despre care am făcut, am alcătuit o soi de poveste. Da. Deci spuneam de aceste legende pentru că ele, intrând în lectura copiilor, într-un viitor, ele probabil că se vor încetățeni ca legende, așa cum este Stejarul din Borzești de Camilar. În ideea aceasta am și făcut aceste povestiri. Sunt în jur de 8 legende. N-am regăsit activitatea publicistică. Vă tentează să reuniți textele scrise și în secolul trecut și în secolul actual? Da, ar fi o problemă, dar mai depinde și de timp, pentru că timpul este cel mai mare aliat, dar și dușman. Și nu știu dacă, în momentul de față, m-aș putea disipa în prea multe activități. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să îl deduceți toate la bun sfârșit și să avem ocazia să revenim la viitoarele lansări de carte. Mulțumesc! Sperăm că vor fi cât mai curând. Bum 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 b